Salutare, prieteni! Suntem din nou împreună la Cronicar după ureche, iar invitatul meu de astăzi este regizorul de teatru Erwin Şimşensohn, care este totodată și manager al Teatrului de Stat din Constanța. Salut, Erwin! Mulțumesc că ai acceptat invitația. Salut, Radu! Mulțumesc mult pentru invitație. Am zis bine cu teatrul din Constanța, că acolo e teatru care și-a schimbat de cel mai multe ori denumirea. Da, e adevărat. Teatrul de Stat Constanța. Asta este denumirea actuală. De fapt, denumirea cu care s-a înființat la 1951. După aia și-a schimbat de multe ori denumirea, acum a revenit la denumirea sa inițială, de la înființare din 1951. Mai urmează să revină și în sediu inițial și o să fie toate bune. Asta ar fi cu adevărat o minune, dar greu de crezut. Greu de crezut. Multe permutări s-au întâmplat acolo. Bine, poate să avem timp să vorbim și despre asta puțin mai încolo. Aș vrea să începem cu un lucru minunat pe care l-ai spus, cel puțin după opinia mea, într-un interviu mai vechi, chiar destul de vechi, provocat fiind, deci nu spontan, ai spus că ești tu, ca regizor, un căutător de povești. Că ăsta este, de fapt, rolul tău. Și te-aș ruga să dezvolți puțin ideea asta. Îmi place că e prima oară, cred, când vin la un interviu, când nu discut cu cel care mi-a interviu înainte, măcar să-l întreb, simt și mie despre ce o să vorbim. Și m-am lăsat cu totul surprins de data asta și, într-adevăr, ai reușit să mă surprinzi. Eram convins că o să mă întreb legat de management, legat de asta și te-ai dus direct acolo unde, de fapt, îmi face cea mai mare plăcere, ceea ce e foarte bine. Într-adevăr, cred foarte tare că regizorul, așa cum îl văd eu, este un storyteller. Trebuie să spună povești. Trebuie să le spună bine și trebuie să le spună, să le treacă prin filtrul personalității sale, dar cred foarte tare în frumusețea poveștilor. Și când vorbesc de povești, nu mă refer în sensul cunoscut acela de povești pentru copii, ci tot ceea ce înseamnă întâmplări de viață, întâmplări importante, evenimente importante, povești de dragoste, povești dramatice, povești de tot felul. Mi se pare că teatrul trebuie să fie un mod de a spune povești, e un mod de a deschide sufletele oamenilor, de a-i aduce alături de tine și cred că felul cel mai bun prin care poți face acest lucru este acela de a spune bine, de a spune niște povești într-un fel în care acești oameni să se deschidă, să poți să ajungi la ei, la minți și în special la sufletele lor. Da, asta cu căutatul poveștilor poate comporta mai multe fațete. Adică tu cauți povestea deja scrisă, să spunem, pe care tu doar să o interpretezi în sensul larg, evident, cu toate mijloacele pe care le ai la dispoziție, sau cauți doar ideea unei povești pe care să o spui tu, adăugând de la tine mult mai mult? Cele două nu se exclud. Ele tu poți să, în momentul în care găsești o poveste scrisă, asta nu înseamnă că doar o expui așa cum e. În momentul nu există o poveste pe care iei și o expui ad literam. Întotdeauna, din start, regizorul își pune amprenta personalității sale asupra spectacolului și asupra modului cum spune povestea. Dar, într-adevăr, e și, cum spui tu, de multe ori pur și simplu o idee, un gând, un sâmbure de ceva de unde se poate dezvolta o adevărată poveste. Dar e adevărat, asta ține mai mult de scenaristică și ține de creația din spate, de creația scenariului, mult mai mult decât aceea a regizorului. Cred mai degrabă în prima variantă, aceea în care iau poveștile pe care le-au dezvoltat alții, dar cred că cel mai important este găsirea felului de a spune această poveste. Cum duci povestea scrisă, cum transformi cuvântul scris într-o expresie cu adevărat vie și puternică pe scenă. Te-am întrebat asta pentru că cumva eu știam răspunsul, judecând după spectacolele pe care le-ai pus, era cumva implicit, dar te întreb asta pentru că din ce în ce mai des în ultima vreme apar situații în care textele nu mai sunt decât pretexte pentru regizor și ele sunt modificate în mod dramatic, în sensul direct al cuvântului, astfel încât în loc să avem acolo, nu știu, cu tare piesă de Chekhov pusă în scenă la Teatru X, să avem după Chekhov. Și în realitate nu mai are decât o vagă legătură cu textul inițial, ceea ce vedem pe scenă. Da, adevărul este că ai ajuns... Da, nu, personal eu nu cred în lucru. Adică cred că dacă ne luăm un text plecând de la așa, trebuie să-i acordăm respectul cuvenit autorului și trebuie să spunem în felul nostru povestea lui. În clipa în care deturnăm complet cuvântul scris al autorului, pentru că totuși cred foarte tare în respectul pentru cuvântul scris al autorului. Acolo sunt multe lucruri, pentru că el este un creator în sine. Practic iei opera unui om și o deturnezi complet. E ca și cum ar lua cineva un spectacol făcut de mine, l-ar face franjuri și ar spune după o idee de-a lui Erwin Şimşensohn. Ceea ce nu cred că e corect, nu e normal. Adică, da, eu țin foarte tare la respectul față de... Acum, cum să spun... Orice regizor că modifică 2-3 replici, că găsește o mică formulă, e adevărat, există oameni, sunt convins, care ar spune nu. Adică și o virgulă, dacă o muți mai din stânga în dreapta, în momentul ăla tentezi asupra operei creatorului. Nu sunt un extremist în sensul ăsta al cuvântului, dar da, eu când văd spectacole care franjurează absolut integral un text, în momentul ăla îmi pun întrebarea, domnule, de ce nu ai scris un text? Bun, adică cum să spun, niciun text nu inventează, n-a inventat o poveste de nemai auzit. Adică toate textele tratează de la cei mai mari autori, adică sunt probleme de viață, situații de viață arhicunoscute. Măestria lor, adică unii au ajuns mari autori, universali și celebri, pentru datorită artei lor. În clipa în care luăm această artă și o facem flendurea, practic, nu cred că arătăm ce putem, nu cred că regizorul își imprimă în vreun fel creativitatea, nu și arată el aptitudinile, ci pur și simplu duce într-un fel în derizoriu, cred eu, opera creatorului inițial, cel care a scris textul. Cred că un regizor care vrea și are o idee anume, trebuie să-și scrie textul. Adică și sunt regizori care fac asta. Sau să un text care să se preteze la ideea lui. Și promovea, dar există dramaturgie contemporană. Sau ea se lucrează în echipă. Îți iei un dramaturg, vii, îi spui ideea și pleci, îl pui pe dramaturgul ăla să-ți scrie textul așa cum îl vrei tu. Că nu e... Da, poți să faci lucrul ăsta. Înseamnă muncă. Am auzit unul din cele mai des invocate argumente în direcția asta era, dom'le, ce actualitate poate să mai aibă Chehov în zilele noastre? Da? Și atunci venim noi cu o variantă modernă. Preluăm numai, nu știu, doar un pic din intrigă, păi numele personajelor și... No, și eu nu cred asta. Adică... Păi da, stai puțin. Așa însemna orice actualitate. Chehov, păi Chehov, ce actualitate mai are? Se montează Aristotel, se montează Sofocle, se montează... Sunt autori perfect valabili, pentru că poveștile de acolo se reflectă în societatea contemporană în întregime. Că nu mai există tipul ăla de acțiune concret, dar mesajele, poveștile din spate, metaforele din spate se reflectă în societatea contemporană unul la unul. Și uite, legat tot de chestiunea asta, deci când avem de-a face, nu știu, cu texte clasice care sunt tratate într-o manieră foarte modernă, chiar experimentală, eu stau și mă întreb dacă acei regizori au pretenția sau măcar au așteptarea ca spectatorul să vină de acasă cu lecțiile făcute, adică să fi citit textul înainte, să știe despre ce e vorba, astfel încât să poată să aprecieze intervențiile lui creatoare. Radu, acum e un dialog între doi oameni care mi este suficient de clar că gândesc oarecum la fel. Cred că ar fi mai interesant să găsim undeva unde să ne contrazicem, că deocamdată suntem pe aceeași lungime de undă. Și eu cred același lucru. Adică... Tu poate poți să explici mai bine decât aș putea. Nu pot să explic mai bine și eu am aceeași întrebare de foarte multe ori când mă duc la spectacole și exact îmi pun problema, zic, bine, eu știu textul, dar exact asta, mi s-a întâmplat de multe ori la spectacole. Că e profesia ta. Că e profesia mea, dar mi s-a întâmplat să mă duc și să mă uit la spectacol și să zic, dom'le, eu dacă vin cu un prieten care n-a citit piesa asta înainte, nu înțelege nimic. Adică, efectiv, nu înțelege nimic. Nu există, nu înțelegi relațiile dintre personaje, nu înțelegi cine pe iubește pe cine, de ce, când, cum. Adică este atât de fracturat de multe ori textul original, încât povestea nu mai capătă contur. Da, eu sunt convins că regizorii au idei mari, au mesaje importante, au gânduri, au misiuni importante pe care ei și le asumă în punerea spectacolelor într-un anume fel, dar ele sunt targetate pentru un public foarte nișat, foarte de specialitate. Da, un public care știe povestea, care știe bine textul și atunci vede interpretarea regizorală într-un anume fel, reușește să descifreze cheia pe care a avut-o regizorul în gândirea sa regizorală, dar altfel publicul... Da, crezi că e posibil, ne limităm strict la arta dramatică, ca un creator să își permită să ignore pur și simplu publicul? Zic că, dom'le, ce fac eu este artă de dragul artei. Că vă place, că nu vă place, pe mine nu mă interesează. Asta este viziunea mea, asta am simțit eu, asta pun pe masă, pe scenă. Eu personal nu cred asta. Știu că există lucrul ăsta. Sunt teorii, sunt lucrări întregi care vorbesc despre lucrul ăsta, despre arta de dragul artei. Eu personal nu cred. Eu n-aș putea să fac teatru... Spectacolul implică public. Nu există spectacol fără public. Da. Eu sunt de acord. Din nou, suntem de acord. Da. Eu nu cred. Eu cred că arta trebuie făcută pentru public. Acum, din nou, lucrul ăsta nu trebuie interpretat la modul, domnule, noi trebuie să ne gândim care e nivelul publicului și trebuie dus totul la nivelul ăla. Publicul trebuie provocat, publicul trebuie educat, există și niște challenge-uri, niște provocări pe care trebuie să le dai publicului. Ca tu, ca și creator, să ai public în minte. Exact. Asta nu înseamnă, repet, asta spuneam, nu trebuie dus în extrema cealaltă, pentru că atunci riscăm să ducem într-un derizoriu total și să banalizăm orice act artistic, în care să ne ducem totdeauna la nivelul cel mai de jos și să spunem, ok, ce e ceva care ar înțelege absolut toată lumea? Adică nu trebuie dus acolo. Nu, publicul se și educă. Adică cred că una din misiunile creatorilor de oricare tip de artă este și acela de a ridica nivelul spectatorilor, de a le educa. Și lucrul ăsta se face întotdeauna oferind anumite chei, anumite gânduri, anumite mesaje. Adică publicul trebuie provocat într-un fel sau altul. Publicul nu trebuie să iasă de la spectacol ca de la un entertainment absolut facil, adică nu trebuie transformat actul artistic într-un entertainment facil și asta. Da, uite, eu am mai provocat și pe alți oameni de teatru să răspundă la întrebarea asta și îți mărturisesc că încă n-am un răspuns foarte clar, deși toată lumea... Păi nu cred că există un răspuns... Păi nu, dar să auzi întrebarea. Ce este aia o șușă? Te întreb asta pentru că inclusiv tu ai spus puțin mai devreme și lumea spune, dom'le, sunt de acord să fie accesibil publicului, dar nu coborâm sub un anumit nivel. Da? Ei, care e nivelul ăla sub care, dacă ai coborât, se numește șușă? Cred că termenul a ajuns, e un pic vag, adică nu cred că există o definiție. Cred că avem tendința să ne referim la anumite producții ca fiind șușe, acolo unde simți de multe ori că scopul producției nici măcar nu este acela de a oferi entertainment de bună calitate, ci este acela exclusiv de a produce un venit financiar, facil, simplu, fără eforturi, în care se ignoră elemente importante ale conceptului de producție teatrală. Totul este minimizat pentru a crea un business din chestia asta. Și atunci când dorința de a face o afacere devine mai importantă decât dorința de a realiza un spectacol de bună calitate, în momentul ăla cred că simți că este o șușă. Nu știu să dau o definiție foarte clară, dar din nou, adică nu spun că șușa este doar în zona privată. Din păcate am văzut și instituții publice care fac ceea ce numim... aș vrea să văd dacă suntem pe aceeași lungime de undă. Deci eu simt că șușa nu este legată neapărat de text, de subiectul spectacolului. Nu, în niciun caz. Nu, este strict de realizare. Adică putem avea un text foarte comercial, dar care să aibă o realizare... Absolut! Dar și invers. Păi da, cum? Sunt spectacole excepționale, realizate pe texte absolut... banale, texte simple, texte... Sunt autori din ăștia foarte ușori, care au creat texte de teatru simple, de entertainment, așa, și spectacole de foarte bună calitate. Nu, șușa n-are nicio legătură cu textul, după părerea mea. Suntem perfect de acord. Șușa are legătură cu modul de a realiza acel spectacol. Ok, hai să ne îndreptăm așa ușor către cariera ta. Și vreau să te întreb dacă Cursa de șoareci este cel mai important spectacol pe care l-ai montat până acum, în percepția ta personală. Nu știu care e cel mai important spectacol. Din păcate, e foarte frumos. Îți mulțumesc că ai folosit cuvântul carieră. Eu încă nu simt că am o carieră. Simt că, deși am o anumită vârstă, un parcurs profesional, să spunem, da, care cumva a avut suișuri, coborâșuri, am avut pauze destul de mari în activitatea regizorală. După ce am terminat facultatea, chiar am vrut să te întreb ce ai făcut în aia 10 ani de pauză. multe lucruri. Multe. M-am implicat, am lucrat și în publicitate o perioadă destul de lungă, am lucrat în televiziune o perioadă. Pur și simplu a fost o perioadă de căutări. O perioadă de căutări. Efectiv, când am terminat facultatea, nu simțeam că nu mă regăsesc cumva în lumea teatrului. Era și atunci o perioadă de experimente, explorări. 2000, da, da, o perioadă de foarte multe experimente. Erau o grămadă de spectacole extrem de apreciate și premiate și invitate în festivaluri în care eu nu puteam să le înțeleg, nu le gustam. Nu. Și efectiv am simțit că nu mă regăsesc în niciun fel. Că nu e locul tău acolo. Că nu e locul meu și am zis, ok, dacă... Astea sunt spectacolele care astea sunt valoroase, astea sunt cele care deschid ușile directorilor, care deschid ușile festivalurilor, care deschid premiile, care iau premiile, înseamnă că eu am o problemă. Înseamnă că eu nu sunt la locul meu aici unde trebuie. Și atunci am făcut un pas în spate și am făcut multe alte lucruri. O perioadă pe care nu o regret, că e o perioadă de căutări, e o perioadă de experimente, de călătorii, multe lucruri. Și am revenit la teatru la 10 ani după ce am început, după ce am terminat facultatea. În cheia pe care mi-o doresc eu și... Uite, de fapt, dacă e să mă întreb care e cel mai important spectacol pe care l-am făcut, nu cred că e Cursa de șoareci, cred că este primul spectacol pe care l-am făcut, Yentl. Spectacolul de la Teatrul Evreiesc, spectacolul cu care mi-am reînceput, nu cariera, ci parcursul profesional, în 2013, da, cum în primăvară. Dacă tu erai cumva ieșit din peisajul ăsta... A fost o conjunctură foarte fericită. Pur și simplu a fost o invitație venită din partea doamnei Maia Morgenstern la Teatrul Evreiesc de a veni să montez un spectacol. A fost o discuție foarte, foarte plăcută, foarte surprinzătoare, în care efectiv m-a invitat la o discuție. Mi-a spus că și o parte din actorii cu care eu într-adevăr eram prieten au întrebat-o dacă m-ar invita, dacă aș veni să montez un spectacol acolo. A fost foarte amuzant, pentru că era o discuție, țin minte, asta e o pastilă foarte frumoasă. I-am spus, domnule, n-am mai montat de 10 ani, am emoții foarte mari, aș vrea să nu încep cu ceva mai mic, haide să găsim ușor, adică hai să găsim un text în 3-4 personaje, hai să discutăm, să... Și la un moment dat mi-a spus, uite, m-am gândit, ți-am lăsat un text. Și mi-a spus numele, dar țin minte că n-am percutat, dar mi-a zis, ți-l las într-un plic la poartă. Și, sau mi-a dat plicul, nu mi-aduc aminte. Și era în iarna 2012-2013, țin minte că am plecat la socrii mei la Bârlad și am pus plicul în geantă, nu l-am deschis și am desfăcut plicul când am ajuns la Bârlad. Și prima pagină era cu personajele și erau 27 de personaje, așa un text zdravan. Și efectiv am avut senzația atunci că mi-a făcut o glumă. Dar nu, a fost un exercițiu de încredere pe care l-a avut în mine și m-a provocat foarte tare și a fost o producție la care am ținut și țin în continuare enorm de mult. Cred că ăla e cel mai important spectacol. A fost în limba română? Da, în română. În română, scenografia Alina Herescu, muzica Vlaicu Golcea. Dar se mai joacă? Nu, nu se mai joacă. S-a jucat vreo 6 ani, 7 ani. Era un spectacol de mari dimensiuni. Am fost nominalizat la premiile Uniter pentru debut în anul ăla. Deși eram la 10 ani după terminarea facultății, era totuși debutul meu. Primul meu spectacol după licență. Da? Alexandra Fasolă, care era rolul principal, a luat premiul Uniter pentru cea mai bună actriță în rol principal în anul acela, pentru rolul din Yentl. Și da, a fost, după care au început, după acel spectacol, au început să apară invitațiile de la alte teatre. Da, filmul n-a fost musical, nu? Ba, filmul a fost musical. Spectacol. Nu. Păi el nici n-a fost scris ca musical. Barbara Streisand, care a realizat filmul, ea l-a transformat în musical. Și asta e o poveste. Ea a fost într-un conflict cu Isaac Bashevis Singer, apropo de autor, pentru că nu... El a fost foarte supărat că s-a transformat într-un musical. Yentl. El îl scrisese ca o dramă. Nu... Chiar e o dramă, da, dar nu și-a închipuit niciodată. Dar nici bine, plus i-a schimbat finalul, i-a făcut un final optimist. Finalul ăla cu ea pe vapor, pleacă spre America, emigrează. N-avea nicio legătură cu ce scrisese Isaac Bashevis Singer, novela sa. Dar tu n-ai fost tentat nici o secundă să... abordezi în felul ăsta, să mergi în direcția asta? A fost un gând pentru că știam filmul, dar după ce am citit scenariul am zis nu. Nu, am zis, dar are niciun sens, pentru că nu avea de ce să fie așa. Dar textul era o novelă, nu era piesă de teatru. Era, ce am primit eu era piesă, este o dramatizare. Deci era o dramatizare. E o dramatizare după novelă. Ok. Bun, haideți să revenim la cursa de șoareci, pentru că cu siguranță, dacă nu e cel mai important sau n-a contat cel mai mult, este, cred că e cel mai cunoscut spectacol al tău. El cel mai cunoscut, și jucat pe scena mare. Da, se joacă foarte mult, într-adevăr, a avut un mare succes, se joacă la Teatrul Național din București. Inițial a fost creat și gândit pentru sala studio, a doua sală ca dimensiune din Teatrul Național. Dumnezeu să-l ierte, Ion Caramitru mi-a zis la un moment dat, m-a sunat și mi-a spus: Erwin, să știi că îl mutăm, repeta Radu Afrim la Trei Surori, și mi-a zis: am nevoie, trebuie să-i las sala vreo 2 săptămâni, dar eu trebuie să joc cursa de șoareci. Trebuie, hai să-l mutăm. Și asta eu m-am temut... înainte de premieră? Nu, la 20-30 reprezentații, nu mai țin minte. La un moment dat. Deci la început la studio. S-a jucat mult la studio și la un moment dat m-a sunat Caramitru și mi-a spus: îl mutăm la sala mare pentru o reprezentație, Erwin, stai liniștit. Și am spus: dar nu e decorul, e făcut pe dimensiunile de la sala studio, nu e pentru sala mare. Stai liniștit, îl adaptăm noi, îl aranjăm, uite, vii, îți dau timp să repeți, îl facem. Dar odată, stai liniștit, odată îl jucăm acolo. Nu s-a mai mutat înapoi. A văzut cât de bine trebuie. Păi, cum să spun, nu numai că arăta bine, și eu pot să înțeleg acum gândirea de manager a domnului Caramitru. Adică mai bine vinzi 900 de locuri decât 500 de locuri. E, dacă tot se vindea, era sold out de fiecare dată, de ce să nu-l joci la 900 de... Și la sala mare se vinde integral. Păi asta spun, asta spun, era sold out la sala mare. Asta, de ce să nu vinzi la 900 de bilete decât să vinzi 500 de bilete? Și funcționa, la sala mare. Și acum se joacă în continuare acolo. Și într-adevăr, da, a fost o experiență foarte, foarte frumoasă. Dar ăsta știu că este probabil cel mai longeviv spectacol din lume, cel original pus la Londra, se mai joacă. Se joacă în continuare. Deci are 71 de ani. Da. Dar vreau să zic, cum se întâmplă asta? Că bănesc că nu sunt aceiași actori de acum 71 de ani, că n-au cum, dar... Cum se schimbă? Pe măsură ce mai îmbătrânește, câte unul mai scoate? Da. Sau se schimbă echipele ca la hockey, așa? Nu, unul câte unul, se schimbă câte 2, câte 3. Se întâmplă de multe ori și din asta, adică o actriță care juca Miss Casewell, domnișoara, joacă peste 10 ani, joacă Molly Ralston, da? Joacă gazda familiei, peste încă 20 de ani joacă doamna Boyle, adică aceeași actriță trece prin 3-4 personaje, de-a lungul a 30 de ani a schimbat vreo 3 personaje. Dacă știe rola, e cel mai la îndemână. Absolut. Nu, s-a schimbat, nu se schimbă integral. Se schimbă câte un actor, câte 2, dar s-au schimbat. Dar din punct de vedere al regiei nu se fac inovații, modernizări, nu știu. E la fel cum l-a pus regizorul acum 70 de ani? Cu asta se laudă producătorii. De fapt, asta este mesajul de marketing cu care ei îl promovează. Cel mai vechi spectacol îl vedeți în forma în care a fost el creat la 1952. Dar are 71 de ani. Da. Bine, acum ăsta este și un text care nu comportă, nu necesită intervenții modernistice. El e plasat în epoca în care e, n-are niciun sens să-l aduci în prezent. Pe mâna unui regizor care face intervenții, orice text... Evident că se poate. Orice text are în capă să... Dar nu e necesar, adică nu cere textul categoric așa ceva. Dar uite că sunt curios. Ăsta este un text care, mă rog, în afară de această montare care este atât de celebră, el s-a jucat în multe teatre, inclusiv din România. Și tu, când te-a pus să faci un spectacol de genul ăstuia, tendința sau tentația este să vezi ce au făcut alții înaintea ta cu textul ăla, sau dîmpotrivă, nu vrei să știi, ca să nu te frânezi? Am făcut odată de 2 ori greșeala asta și... Problema e atunci când îmi place ceva foarte tare. Atunci când îmi place ceva foarte tare, ți se lipește pe creier și e greu să te mai dezlipești de imaginea aia, de imaginile respective, de soluțiile respective. Și de atunci nu mai fac greșeala asta. Dacă văd ceva care nu-mi place, atunci e ok, funcționează. Că îmi dau seama ce nu-mi place și caut soluții și vin cu lucruri și mă provoacă. Dar dacă văd lucruri foarte bune... E foarte greu. Și acum, de exemplu, îmi vine greu să iau acum să montez texte pe care am văzut spectacole absolut excepționale, care m-au marcat și care mi-au plăcut foarte mult. Foarte greu îmi vine să... Mi-ar veni foarte greu să mă apuc să le montez. Pentru că nu dau seama dacă aș putea să... Cât de mult pot să mă desprind de lucrurile care m-au marcat și care mi-au plăcut atât de mult. Foarte greu. Și sunt texte care, pe care le-am văzut montate absolut excepțional. Cred că mai am nevoie de timp să mă depărtez puțin de ceea ce am văzut. Da, eu am auzit gândul ăsta cumva exprimat în altă formă, dar vreau să spună cam același lucru. În lumea scriitorilor ne spune, Dumnezeu, un scriitor, cu cât citește mai mult, cu atât își taie aripile să scrie. Deci dacă vrei să scrii, mai bine nu citești ce scriu alții. Că... Da, e un pic albina. Eu văd mult teatru, îmi place. Adică sunt un spectator avid de teatru. Merg la cât mai multe spectacole, merg la orice premieră, aud că iese, mă duc să o văd, cât de mult pot. E adevărat, încă mai am de recuperat din ultimii 2 ani. Au fost ultimul an multe premiere bucureștene pe care încă nu le-am văzut. Dar merg, adică merg inclusiv prin țară și văd cât de mult pot. Mă duc prin festivaluri, încerc să văd cât de mult teatru. Dar da, există și acest mic dezavantaj care poate apărea. Și uite, în cazul, să privim lucrurile astea puțin în altunghi, în cazul unor texte super celebre, nu știu, să dăm un exemplu la întâmplare, Scrisoarea pierdută, da? Care cred că nu există teatru în țara asta care să nu fie avut măcar o dată în istorie. Și unde ai event, sau Tache, Ianke și Cadîr, unde ai niște repere de astea, o super montare la un moment dat, care, ce să vezi, mai e și fixată pe peliculă de ce a trecut în generațiile următoare, stau și mă gândesc cum abordează atât regizorii, dar și directorii de teatru o nouă punere în scenă a acelui text. Adică, nu știu, nu există teama că din moment ce există un mega succes cu titlul ăla, tu să faci ceva mai puțin bun. Da, dar nu trebuie să depășești momentul ăsta. Dar nu-i vorba numai de punerea în scenă sau de soluțiile regizorale. De multe ori e vorba de imaginea unui actor, a unei partituri care și-a lăsat amprenta foarte puternică asupra unui rol. Apropo de Tache, Ianke și Cadîr, și automat toată lumea așa zice, dom'le, Ianke, cum a fost Finteșteanu, nu o să mai facă nimeni așa. Lumea când se gândește la Cațavencu, toată lumea se gândește la Octavian Cotescu în montarea lui Ciulei. Uite, eu acum, de exemplu, am problema asta, adică nu e o problemă, dar tot timpul când mă gândesc la spectacolul pe care îl montez acum, la ultima oră, de câte ori vorbeam de Bucșan, dom'le, și când spui Bucșan, îți rămâne întipărită în minte imaginea lui George Constantin. Fie imaginea lui George Constantin, de la Notara. Eu am lui George Mihaiță. Apa aia n-am văzut-o, nu de vreo de imaginea, este iconică, de-a dreptul imaginea lui George Constantin de la Notara. Bine, eu nu vorbesc de spectacolul de la Notara pe care nu l-am văzut, că era totuși făcut înainte să mă nasc eu, spectacol din 1977-78, făcut de Valeriu Moisescu cu Marin Moraru în Andronic. Și cu Ana Caropol în Magda, dar imaginea lui Mircea Albulescu, de exemplu, de la Teatrul Național din București, spectacol pe care l-am prins de la începutul, de la sfârșitul anilor 90, de punctul anilor 2000, cu Bleonț în Andronic, cu Ilinca Goia în Magda, sunt niște imagini foarte, foarte puternice. Dar imaginea lui George Constantin din spectacolul de Teatru TV, care e absolut iconică, după părerea mea. Vestea bună e că generația tânără nu știe nimic din toate lucrurile despre care ai spus tu și pentru ei totul este nou acum, da. Ceea ce într-un fel e bine. Da, pentru că... da, e bine, e bine. Și e bine că aducem și aceste texte, că ele sunt perfect valabile. Ultima oră este de o actualitate teribilă. Avem presă scrisă, nu mai avem presă scrisă, tipărită, nu mai tipărește lumea ziare în tipografii, totul e online, totul e pe mobil, totul e în meta, totul este online. Varianta de la comedie cu George Mihaiță se numește Breaking News, i-au schimbat și titlul, știi? Uite, eu n-am văzut, nu vreau să mă pronunț asupra spectacolului. Nu se mai joacă, din păcate, așa. Dar eu mi-am propus din start, adică discuția pe care am avut-o cu teatru a fost că nu vreau să fac acest lucru. Adică vreau să... Tocmai să arăt că tema este perfect valabilă și astăzi, dar păstrând parfumul epocii și păstrând, cumva, mi se pare atât de mult parfum și multă poezie textului Sebastian, exact prin prisma faptului că oamenii aia tipăreau un ziar, de viața de tipografie, viața de redacție de noapte, de cum ieșea ziarul ăla. Sunt scene întregi în care se vorbește despre mirosul cernelei din tipografie. Adică are un parfum de epocă. Un parfum care mi se pare foarte, foarte important pentru povestea lui Sebastian. Și cine e Bucșan, dacă poți să ne spui? Domnul George Ivașcu este Bucșan, o alegere care i-a surprins pe mulți. Dar tocmai pentru că n-am vrut, toată lumea și imaginează pe Bucșan, marele industriaș și așa, un om... Exact ce spuneam, apropo de prototipul, imagini pe care toată lumea are imaginea lui George Constantin, care vorbea într-un anume fel și cu vocea lui baritonală, bas de-a dreptul și normal Bulescu la... tot același tipar și era Bucșan, un tip greu și așezat. E, nu, m-am dus în altă zonă, sper să fie o alegere. Și te-ai gândit la el direct sau ai făcut un casting? Nu, n-a fost casting, m-am gândit direct la el. Nu, n-a fost casting, okay. Pentru asta a fost o... Când așteptăm premiera? Sperăm să iasă o avantpremieră la mijlocul lunii iulie, urmând ca spectacolul în toamnă să iasă premiera. Sperăm să finalizăm proiectul undeva la mijlocul lunii iulie. Pe 20 iulie este planificată o primă reprezentație cu public, urmând ca avantpremierele și premiera oficială să aibă loc în septembrie. Nu știu dacă ai avut vreodată curiozitatea să intri pe Wikipedia, să dai căutare după numele tău, să vezi ce apare acolo. Mă rog, e o pagină destul de sumară, așa, nu e foarte bogată, dar ești trecut acolo actor și regizor. Și vreau să te întreb, de actor de teatru știu că ai avut în facultate, mi se pare că ai avut niște roluri așa. Dar înțeleg că ai jucat în niște filme și că ai și niște roluri la care chiar ție, adică... Bine, în general am făcut roluri secundare sau episodice chiar. În diverse cumva am fost luat așa mai mult din cauza unui look anume, culoarea asta, pigmentul ăsta al meu și al părului și cumva m-a nișat așa pe o anumită zonă. Eram căutat de... regizori care aveau nevoie ori de... și faptul că vorbesc engleză foarte bine, chiar maschez accentul, chiar fără accent așa cumva, și am fost căutat pentru a juca englezi, deci, nemți, olandezi, da, destul de multe am făcut în diverse producții și în producții franceze și americane și olandeze, care se filmau aici sau nu neapărat? Aici, cele care s-au filmat aici. Dar am avut și, chiar și în producții românești. Am fost în serialul Umbre, în apariție în Vlad, într-o apariție în Las Fierbinți, într-o apariție, diverse apariții. Dar dacă e să zic un rol care mie mi-a plăcut foarte mult și a fost, e un rol principal într-un scurt metraj al lui Marian Crișan, de în urmă cu 16 ani, cred, 2006-2007, Amatorul. E un scurt metraj care a câștigat premiul pentru cel mai mult scenariu la Dachino atunci. Știu că a mers la festivaluri, la Barcelona, la Montpellier, unde am fost chiar eu să reprezint filmul. E un film care mi-a plăcut foarte mult și mi-a plăcut mult să fac acel rol în filmul Marian Crișan. Și aș mai face lucrul ăsta, adică mă provoacă, mi-ar plăcea mult să fac asta. Da, regie de film te tentează sau ai această provocare? O simți? Pare totuși că e destul de diferit. Simt că e total diferit. Sincer, da. Dar n-am avut încă... Nu am avut curajul să fac încă lucrul ăsta, să fac pasul ăsta. Cumva, cred că m-a oprit faptul că cei mai mulți regizori contemporani de film își scriu propriile scenarii. Și am spus, domnule, nu o să mă apuc acum. Dacă n-am o idee de un story foarte bun pe care vreau să-l spun în momentul ăsta, care să fie al meu personal, să mă apuc să scriu un scenariu, n-are rost să pur și simplu ce să fac, să-mi deschid laptopul și să stau să mă zic, hai să scriu un scenariu de film. Am zis, la un moment dat, sigur o să mă lovească ceva. Ceva care să-mi... Dacă îți vine ideea, scrii scenariul și pe urmă îți pui și problema să-l regizezi. Asta e cu totul altceva. Da, exact. Adică nu vreau să pun carul înaintea boilor, ca să spun așa. Uite, eu mi-am propus și o să mă țin de lucrul ăsta ca în cadrul acestui podcast cu toți invitații mei să discut strict despre partea profesională, despre teatru, mă rog, mai avem și din zona filmului, artelor plastice, să nu discutăm despre administrație. Însă nu mă pot abține să nu spun măcar o întrebare din zona asta. Și eu, dacă, din ce țin eu minte, dacă greșesc cumva, te rog să mă corectezi, în perioada, scurta perioadă când ai fost secretar de stat la Ministerul Culturii, ai avut o inițiativă sau ai fost implicat într-o inițiativă de modificare a legislației asta care guvernează teatrele, aceea celebră Ordonanță 89, parcă, sau... Nu, există Ordonanța 21, care este, ea e cea care guvernează teatrele, de fapt. Este cunoscută sub numele de legea teatrelor, este Ordonanța 21, este legea de funcționare a instituțiilor de spectacole și concerte și mai există Ordonanța 189, care este ordonanța care guvernează managementul. Aia se referă la managementul instituțiilor de spectacole și concerte. Okay. În baza ei sunt aleși managerii, sunt evaluați managerii, adică se vorbește despre managementul lor. Ordonanța care guvernează activitatea instituțiilor este Ordonanța 21. Oricum, ideea era că s-a dorit atunci să se modifice acest cadru legislativ și fără să intrăm foarte mult în amănunte, decât desigur dacă vrei tu să punctezi ceva anume, vreau să te întreb acum când ești în poziția de manager de teatru, cum mai vezi propunerile sau ideile pe care le aveai atunci? Oricum, tentativa a ieșuat, deci nu s-a mai modificat nimic. Sunt foarte multe. Aici e o discuție, cred, nu avem timp nici într-o emisiune, trebuie un serial întreg, cred. E o discuție foarte lungă. Într-adevăr, lucrurile s-au schimbat mult în ultimii ani. Ceea ce e important de reținut este, cred, că în acest moment această lege e destul de depășită. Este depășită, ea trebuie, nu știu dacă rescrisă de la zero sau actualizată, dar clar are nevoie de modificări, legea managementului. Acum e foarte important de înțeles că această ordonanță, legea managementului instituțiilor de cultură, nu de spectacole și concerte, ea este o lege cumva transversală care acoperă în acest moment și instituțiile de spectacole și concerte, indiferent de subordonare, fie că e vorba de cele naționale de la Ministerul Culturii, fie că e vorba de cele de la Consiliile Județene, primării, de la cele mai mari până la cele mai mici, acoperă muzeele, toate, fie că e vorba de un muzeu sătesc sau un muzeu Peleș sau Muzeul Național de Istorie, aceeași ordonanță, bibliotecile, la fel toate, și așezămintele culturale, care sunt... există o altă lege de funcționare. Fiecare dintre aceste tipuri de instituții au o altă lege de funcționare. Teatrele și instituțiile de spectacole și concerte au Ordonanța 21, legea muzeilor, legea bibliotecilor, mai există o altă ordonanță care guvernează activitatea așezămintelor culturale, dar toate categoriile au o singură lege a managementului. Cred că e foarte greu. Eu cred că asta e una din probleme, pentru că eu cred că e foarte greu să creezi criterii de eligibilitate, criterii de evaluare, criterii de abordare, tot felul de lucruri, chiar modele cadru, pentru un singur model cadru de contract, de cai de obiective, de astea, pentru toate. Cred că aici e una din problemele. Cred că ar trebui cumva capitole separate pentru fiecare. E una din problemele pe care le văd eu. Dincolo de asta, o altă problemă pe care o văd este că de foarte multe ori cei care au lucrat pe diverse modificări succesive în ultimii, câți ani au trecut de la apariția legii? 15 ani, 2008. Cei care au făcut diverse modificări succesive nu au coordonat foarte bine și cu legislația generală. Vorbesc de codul muncii, de legea salarizării, de legea dialogului social. Deci toate legile mari au rămas la fel. În schimb, au apărut tot felul de modificări și nu sunt bine coordonate aceste. Legislația specifică și legislația generală nu sunt bine sincronizate. Cred că trebuie un efort... să spunem, global, cei care lucrează în grupurile de lucru la proiectele de modificare ale legii să țină cont mult mai mult pe de o parte de specificul instituțiilor, dar să fie foarte atenți ca ulterior să propună modificări, să existe o sincronizare foarte bună cu legislația generală. Hai să vorbim un pic de Teatrul de la Constanța și prima întrebare pe care îmi vine în minte să ți-o adresez este: cum, tu nefiind nativ din Constanța, cum ai găsit un teatru din provincie, da, indiferent că e vorba totuși de un oraș foarte mare, comparativ cu peisajul din București? Care sunt provocările de acolo? care mă gândesc că sunt cumva diferite, cum e publicul. E foarte greu de spus un oraș de provincie, pentru că nu e același lucru. Da, și asta, adică și orașele sunt extrem de diferite între ele. Un oraș mare de provincie. Dar fără o tradiție puternică, teatrală, așa cum are poate Iașul sau Clujul, orașe de dimensiuni similare, dar cu tradiții mult mai puternice în zona asta. Acolo e foarte complicat. Adică am găsit o situație foarte dificilă, pentru că acolo, de-a lungul anilor, cumva politicul și-a pus amprenta într-un mod mult prea brutal asupra instituțiilor de cultură. Era o degringoladă atât în interiorul instituției, dar e o degringoladă care provenea cumva dintr-o degringoladă mult mai mare, care venea de sus de undeva. Acolo în ultimii 20 de ani s-au înființat, reînființat, desființat, comasat instituții într-o vrie. Mi-a luat ceva timp să înțeleg ce s-a întâmplat cu Teatrul Dramatic, care a devenit Teatrul Național, care după care s-a unit cu Teatrul Fantazio și s-a mutat în altă parte, iar Teatrul Liric s-a unit cu Filarmonica Marea Neagră și a devenit Teatrul de Operă și Balet, după care s-a alăturat compania Oleg Danovski și a devenit Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski, Teatrul de Operă și Balet, după care a devenit național la momentul în care a fost preluat de către Ministerul Culturii din subordinea Consiliului Județean. Teatrul Dramatic a fost scos din clădirea lui, din strada Mircea cel Bătrân, acolo unde a funcționat timp de 50 de ani, din 1950. Și acolo a rămas opera. Acolo a rămas opera, deși ele funcționau foarte bine, au funcționat mai bine, 50 de ani au funcționat acolo împreună. De fapt, opera a apărut mai târziu, Teatrul Liric a apărut mai târziu decât Teatrul Dramatic. Și Teatrul Fantaziei a fost desființat prin comasare cu Teatrul Dramatic. Deci a fost așa o degringoladă totală și evident că lucrul ăsta și-a pus amprenta asupra vieții culturale în sine. Pentru că actori valoroși au fost excluși, au fost dați afară, unii n-au mai revenit, unii au revenit, unii nu. S-au format trupe de teatru în care o parte din actori proveneau din Teatrul Dramatic, alții proveneau din teatru de revistă. Actori foarte valoroși, dar cu pregătiri diferite și cu experiențe diferite. Foarte greu s-au coagulat într-o trupă și din nou politicul s-a jucat mult prea mult cu acești oameni și cu aceste instituții, dar pentru mine a fost o miză foarte mare și este în continuare și cumva pot să spun asta, am avut sprijinul autorității. Eu de când am venit deja am trecut prin două administrații, când am ajuns era o administrație, după alegeri a venit o altă administrație politică, s-a schimbat complet partidul. În ambele administrații pe care eu le-am prins în acest mandat, au trecut aproape 4 ani, am funcționat într-o relație foarte bună cu administrația, vorbesc de Consiliul Județean, în subordinea căruia este Teatrul de Stat Constanța. O relație foarte bună, o relație, adică se vede cumva că există o dorință de îmbunătățire, de schimbare. Și a fost o miză aceea de a întineri un pic trupa, de a schimba repertoriul, de a crea un nou public. E adevărat că asta vine uneori și cu riscul de a îndepărta puțin publicul tradițional, publicul clasic. Dar asta e și misiunea ca manager. Cum reușești să păstrezi în același timp publicul mai conservator, publicul tradițional, publicul care există, dar să și generezi categorii noi de public. Și asta a fost una din misiunile pe care mi le-am asumat și cred că am și reușit într-o oarecare măsură. Dar din nou, am avut un mandat extrem de greu, aș spune, deși sprijinul autorității, repet, a existat în totalitate. Am venit în 2019, în septembrie, în martie a început pandemia. În martie 2020 s-au închis teatrele. Deci eu m-am trezit după nici 6 luni de mandat și 2 premiere, 3 pe care am apucat să le scot în alea 6 luni. Scosesem încă una înainte a lui Vlad Masaci cu Billy Șchiopu, după care Vladimir Anton cu Memoria Apei, Vlad Cristache cu Lasă-mă să intru, Diana Mititelu cu Jocuri în curtea din spate. Imediat când să scoatem Tartiuful lui Horia Suru, a început pandemia. S-au închis teatrele și ne-am trezit după aia aproape 2 ani, deschidem, s-au deschis, s-au închis, s-au deschis, s-au închis în funcție de cum jonglau cifrele, știi foarte bine. Și Și a trebuit așa să caut permanență soluții. M-am dus către Teatrul de Vară din Constanța, Teatrul de Vară Soveja, care nu mai fusese folosit de 10-12 ani și era într-o stare destul de proastă. A trebuit să caut soluții, să-l igienizăm cât mai repede ca să putem să jucăm în Teatrul de Vară. Iar imediat după cum s-au redeschis teatrele la finalul anului 2021, când am zis în sfârșit, hai, ne întoarcem, stai cu valul 2. Pe lângă valul 2, când în sfârșit am zis gata, putem, am primit notificare că clădirea teatrului intră într-un proces de reabilitare cu fonduri europene. Asta acolo e altă poveste. Clădirea în care funcționăm e a primăriei. Noi suntem mai Consiliul Județean. Aia e altă problemă. Și a intrat clădirea în renovare. A trebuit să evacuăm clădirea. Unde mergem? Pauză. Pentru că infrastructura nu este una foarte generoasă. Nu erau foarte multe opțiuni. Ați improvizat acolo o sală foarte interesantă. Opțiunea ideală ar fi fost una care, și asta trebuie spus, am spus-o peste tot, așa că ar fi păcat să nu o spun și la tine. Ni s-a cam trântit ușa în nas, acolo unde ar fi trebuit să ne fie foarte larg deschisă. La Teatrul de Operă și Balet, acolo unde teatrul a funcționat 50 de ani și unde a fost scos abuziv în 2004. Și atunci când am vrut să ne întoarcem în clădirea aia și am solicitat, am zis, haide să lucrăm împreună, haide să fim împreună. Haide, la fel cum funcționează la Cluj, la Timișoara, la Iași, unde opera și teatrul național funcționează în aceeași clădire. La Iași se întâmplă același lucru. La Cluj și la Teatrul Național și la Maghiar funcționează teatrul maghiar și opera maghiară în aceeași clădire. La Timișoara funcționează teatrul german, teatrul românesc și opera în aceeași clădire. Toate sunt împreună. Ei, la Constanța mi s-a zis, nu, suntem foarte ocupați, avem foarte multe. Și aici, din nou, cum putem noi, care suntem la Consiliul Județean, să vrem să intrăm, să jucăm într-o clădire care este a primăriei, iar teatrul de operă care funcționează în clădirea primăriei este la Ministerul Culturii. Înțelegi, e un pic un haos ușor, un mic haos administrativ acolo. Oricum, nu ni s-a deschis ușa și atunci ne-am trezit că nu avem soluții. Așa că am luat un spațiu care era un spațiu de birouri, dar care, din punct de vedere arhitectural, a oferit o posibilitate pe care nu o bănuiam, aceea de a desființa niște pereți din rigips, pentru că ea are o structură de open space de 220 de metri pătrați, are arhitectura pe care o are și sala studio de la Odeon, de exemplu. Mai mult sau mai puțin aceleași dimensiuni, și am transformat-o într-o sală de teatru, unde am scos deja o serie de premiere. Jucăm premiere bune, spectacole de succes. Apropo de CC, de provocarea de a aduce public nou fără a-l îndepărta pe cel vechi, trebuie să spunem că eu am venit special să văd la tine acolo Seaside Story, spus de Radu Afrim, și cred că este un excelent exemplu de spectacol care îți aduce public nou fără să-l îndepărteze pe cel vechi. Categoric. Și am văzut și întinerirea trupei despre care vorbeam, pentru că acolo era o grămadă de tineri. Înțeleg că toți sunt în trupă. În afară de doi tineri adolescenți care sunt chiar elevi de liceu, din spectacolul ăla sunt așa, dar în rest sunt toți, absolut toți membrii ai trupei. Sunt, într-adevăr, trupa întinerită, adică avem mulți ani, încă din 2019, de când am venit, unul din primele lucruri, din nou, apropo ce spuneam de sprijinul pe care l-am avut din partea autorităților. Atunci când am venit, am spus, domnule, nu se poate, e greu de construit un repertoriu într-o trupă în care cel mai tânăr actor angajat are 40 de ani. Orice regizor vine și îmi spune, domnule, n-am ce să fac, nu pot să... Și atunci am obținut niște posturi. Am obținut posturi noi, am deschis concurs. A fost un concurs la care toată lumea atunci a spus, domnule, că e un lucru extraordinar ce s-a întâmplat. Au venit 123 de candidați pe 4 posturi. De unde? Din toată țara? Absolut din toată țara. A fost ceva absolut surprinzător atunci. Țin minte că noi planificasem o zi, maxim 2. Am zis, va ține concursul. Ne-am zis, domnule, cât o să dureze proba practică? Am calculat. Noi am zis, domnule, vor veni 20, 30, 40 de... O să se înscrie la concurs. Câți o să vină? Și s-au înscris 123 de candidați. Au venit din toată țara. Oradea, Baia Mare, Cluj, Galați, Pitești, absolut de peste tot. Și a fost un concurs care s-a întins pe 4 zile, proba practică. 4 zile, cam 10 ore pe zi. La modul ăsta s-a stat în concurs, la prima probă. Și atunci au fost aleși primii 4 actori cu post, după care au fost atrași alți colaboratori și tot așa și au rămas. Și acum e o garnitură de actori tineri, cred, foarte, foarte bună. Foarte bună. Și uite, ai mai avut o inițiativă pe care eu personal o și aplaud și vreau să o împărtășim și cu cei care ne urmăresc, aceea de a, nu mai știu cum ai denumit tu programul, să aduci spectatori de la București cu autocarul, care să facă o excursie de o zi care să conțină și vizionarea unei piese de teatru. Proiectul nostru se numește Autostrada spre teatru. Așa. Dar nu este o idee originală și adică cumva aș vrea să spun lucrul ăsta pentru că nu-mi place să iau credit pe ideile altora. E un proiect pe care l-am mai făcut înainte și Teatrul Național din Craiova și Teatrul Andrei Mureșanu din Sfântul Gheorghe. Asta fac doar ca observație pentru că m-am inspirat din ideile lor, din proiectele celor de la Craiova și de la Sfântul Gheorghe, dar, cum să spun, cred că, de ce nu, ideile bune se iau, mai ales dacă le și acorzi creditul cuvenit. A avut mare succes, m-am bucurat, am avut în prima oară parteneriat și cu Teatrul Național de Operă și Balet Ion Dacian din București, care m-au sprijinit cu autocar. De data asta Teatrul Național din București. Le mulțumesc managerilor celor două instituții pentru că ne ajută și aducem spectatori din București, dar ideea este nu doar să mergem să-i luăm cu autocarul, să-i ducem la teatru. Și atunci le oferim un pachet, să spunem, cultural, complet. Ideea este de a promova Constanța ca o destinație, nu doar o destinație de plajă. Cumva imaginea pe care o are Constanța în mintea tuturor din țară este, domnule, mergem la Constanța ca să mergem la plajă. Ce faci altceva să faci la Constanța? Și atunci noi vrem să arătăm că mai există și alte lucruri acolo. Adică programul nostru include o vizită la Muzeul de Artă, care este unul dintre cele mai frumoase și bogate muzee de artă din țară, cele mai frumoase colecții, absolut impresionante. Și o vizită cu un ghid în toată peninsula, zona centrului istoric al Constanței. Acum, gândurile noastre erau ca pe termen lung să dezvoltăm acest proiect. Să-l facem nu doar de o zi, poate îl facem un weekend, poate include vizite la cetățile antice din Dobrogea, poate se merge la Histria, la Capidava, în drum spre Constanța se poate ieși de pe autostrada la Cernavodă, vizitată cetatea de la Capidava, cu o poveste foarte importantă legată de ce s-a întâmplat acolo și istoria acelei cetăți și mers mai departe către Constanța. Adică sunt lucruri foarte importante lucruri care trebuie văzute în jurul Constanței. Este o idee foarte bună pentru că eu cel puțin sunt consumator de teatru destul de mare și mă interesează spectacolele și din alte orașe, iar asta este o inițiativă care ajută foarte mult pe cei care doresc. În primul rând, se face și o promovare, o publicitate pentru unele spectacole. Păi avem chiar acum, pe 27 mai, mai sunt, cred că m-am uitat azi dimineața, cred că mai sunt vreo 10 locuri, pentru Seaside Stories al lui Radu Afrim. Pe 27 mai pleacă lumea. Cine ia bilet, pleacă dimineața din parcare de la Teatrul Național București, mergem la Constanța, văd muzeul, tur, spectacolul seara și se întorc seara cu autocarul înapoi în București. Iar trebuie să ne oprim. Mulțumesc foarte mult. Îți mulțumesc și eu pentru invitație. Doamnelor și domnilor, până ne vom vedea data viitoare, țineți minte că viața fără teatru e ca împărțirea la zero, fără sens.